Se extinde ancheta la Mănăstirea Putna după moartea lui Sebastian. Criminaliștii vor să afle dacă preoții au respectat normele de securitate în muncă. Tânărul seminarist făcea voluntariat în baza unui contract care le-ar fi impus călugărilor să respecte reguli stricte în cazul unui accident. Nu doar că nu a sunat nimeni la 112, dar Sebastian a fost dus la spital după câteva ore de la accident. Purtat pe umerii colegilor de la seminarul teologic, Sebastian a fost înmormântat. Visa să fie preot chiar în satul lui natal. Îmi spune, tanti Jăniț, mai am și eu 2 ani și termin teologia și după aceea merg înainte, dar oricum sper să iau locul părintele. Pentru moartea lui ar putea fi trași la răspundere reprezentanții Mănăstirii Putna. Aici a avut loc accidentul care a fost fatal lui Sebastian. Băiatul ar fi coborât cu un lift vechi în pivnița lăcașului de cult. Nu se știe cum a ajuns să-și prindă capul între 2 bare de metal. Victima avea un contract de voluntariat încheiat cu cei de la Mănăstirea Putna, contract în baza căruia trebuia să respecte anumite obligații din partea ambelor părți. Trebuie să vedem, să avem în vedere dacă s-au respectat. Călugării au recunoscut că nu au sunat la 112 să anunțe incidentul. Sebastian a fost dus la spital abia după câteva ore, prea târziu pentru rănile grave suferite. Trebuia să fi sunat la ambulanță ei din prima. Normal. Deci nu mai era ca să spunem că să fie un copil normal sau una asta, dar măcar era în viață. E gândul care îl macină pe tatălui Sebastian. Bărbatul vrea acum să îi dea în judecată pe călugări.